Un secret puțin știut de cei mai mulți dintre oamenii care fac YouTube la început este că, de fapt, numărul de bani, suma de bani pe care o faci pe YouTube nu are legătură cu numărul de abonați. YouTube nu plătește în funcție de numărul de abonați. Dar să zicem că ai 3000 de abonați. Câți bani crezi că faci cu 3000 de abonați? Dă-mi voie să spun că sunt canale de YouTube care cu 3000 de abonați reușesc să adune pe lună în jur de 10.000 de dolari. Da, ca disclaimer, asta este în America, doar că aș fi foarte încântat ca la 3.000 de abonați în România să reușesc să fac măcar un sfert din suma asta. În același timp, un canal din aceeași țară, dar cu 1.000.000 de abonați, abia reușea să adune în jur de 1.000 de dolari. În acest clip vorbim de câteva exemple de oameni de succes, canale de succes, care au reușit cu câteva mii de abonați să facă foarte mulți bani, peste 1.000.000 de dolari anual. Din nou, vorbim de America, dar credeți-mă că eu aș fi foarte mulțumit ca anual să reușesc măcar să fac 50.000 de dolari. Sunt curios voi ce părere aveți despre chestia asta. Putem să facem și noi bani pe YouTube dacă facem exact cum fac și ei, dacă încercăm să copiem metoda lor de a face bani. Există o gândire foarte greșită printre YouTuberii mai mici că atunci când vor ajunge la un anumit număr de abonați, deja vor începe să curgă și banii, ceea ce nu este deloc adevărat. Unul din educatorii mei preferați pe YouTube, Tim Schmoyer, un tip foarte tare și vă recomand să vă abonați și la canalul său, punea la un moment dat, dădea un exemplu de un canal cu peste 6 milioane de abonați care făcea mai puțin bani decât reușea el să facă cu canalul său care avea doar 150.000 de abonați. Ca exemplu, spre cealaltă extremă, știe canale de YouTube care cu câteva mii de abonați reușea să facă peste 2.000.000 de dolari anual. Acest canal mic, dar care a făcut foarte mulți bani, despre care vorbește Tim Schmoyer, este un canal de asigurări, vindea poliții de asigurări diversilor clienți, așa că nu avea nevoie de foarte multe vizualizări, nu avea nevoie de foarte mulți abonați, așa că vânzare cu vânzare, poliță cu poliță, procent cu procent, canalul respectiv a ajuns să crească tot mai mult veniturile, ajungând la un moment dat să depășească 2.000.000 de dolari anual. Nici eu și probabil nici tu nu suntem broker de asigurări, așa că ce putem face noi ca să ne crească veniturile? Principiul de a face bani rămâne același. Nu vă bazați pe AdSense, pe veniturile din YouTube, din reclame, ca venit principal pentru canalul vostru. De ce? Până la urmă, AdSense este cea mai slabă dintre sursele de venit la momentul acesta pentru canalele de YouTube, în același timp și foarte nesigură. În fiecare lună, ești disperat să menții numărul de vizionări, ești disperat să găsești tot timpul subiecte care fac vizionări, pentru că altfel, luna viitoare nu vei mai face la fel de mulți bani, nu vei mai putea să-ți plătești toate datoriile pe care le ai sau să-ți plătești echipa pe care o ai în jurul tău. Matematica este simplă. Să zicem că ai un venit de 2 dolari la 1000 de vizionări. Nu e la fel la toată lumea, unii câștigă mai mult, de atât unii câștigă mai puțin, dar am zis să fac o medie. Și mai ai și un produs pe care îl vinzi audienței tale, îl prezinți audienței tale. Și în momentul în care îl arăți audienței tale, reușești să faci 1% vânzări. Adică, la 1000 de vizionări, reușești să faci 10 vânzări de la acel produs. Înmulțind 5 ori 10, ai 50 de dolari la 1000 de vizualizări. Deja mult mai mult decât îți oferă YouTube. Cred că deja nu trebuie să mai vorbim despre care este metoda cea mai bună. De asemenea, gândiți-vă că se pot face până la 1000 de dolari la fiecare videoclip dacă reușești să ai destule vizionări. Există oameni care au reușit cu doar 200 de vizionări pe clipul lor să vândă o carte care costă 99 de dolari. Voi câte vizionări aveți nevoie ca să ajungeți la suma aceasta de 99 de dolari pe un clip? Ce vreau să spun eu este că prin astfel de metode monetizarea YouTube devine aproape irelevantă. Da, e o sursă de venit, e bine să fie și acolo, dar sunt surse mult mai bune să faci bani. Îți faci un plan despre cum să oferi valoare audienței tale și apoi la fel îți trebuie un plan despre cum poți să primești valoare înapoi de la audiența ta. Poate fi orice. Membrii canalului, Patreon, poți vinde cursuri online, poți organiza evenimente și așa mai departe, orice îți vine în minte. Ce trebuie să fie foarte clar pentru tine în acest moment? Ce valoare oferi tu prin canalul tău? Cui oferi această valoare? Și ce preț pui pe această valoare pe care o oferi tu oamenilor, astfel încât ei să-și dorească să-l cumpere? Mulți creatori au o problemă în a cere bani de la audiența lor. Li se pare penibil, li se pare un pic cringe ca să ceri bani de la audiența ta să împingi propriile produse. Doar că atât timp cât aduci ceva de valoare în viața oamenilor care se uită la tine, atâta timp cât valoarea aceasta este
foarte clar definită și foarte bine definită de către tine, te asigur că aceștia vor veni pentru că ei își doresc ceea ce le oferi tu. Dau exemplu canalului meu. Deși n-am promovat aproape deloc partea cu membership pe canalul meu, deja sunt 15 oameni care au decis să bage mâna în buzunar și să devină membri ai canalului. De ce? Pentru că pe live-urile destinate lor ofer ceea ce își dorește toată lumea în momentul în care fac un live normal. Adică să ne uităm pe clipurile lor, să le ofer răspunsuri la întrebări, pentru că poate să mă întrebe orice, pentru că sunt mult mai puțini oameni pe live-ul pentru membri și atunci e acces direct și pot să răspund la orice întrebare pe care o pun. Facem recenziile canalelor pe care și alți oameni de pe live-urile obișnuite le-au tot cerut. Acestea sunt valorile pe care le ofer eu în plus față de un live normal și atunci ei devin interesați pentru că e valoarea pe care îi interesează. Asta vor ei de la un canal de genul meu. Dacă ești interesat să activezi funcția membership la tine pe canal, am un clip în partea stângă despre asta și ne vedem acolo.